Tinerii decebaliști pasionați de robotică s-au întors acasă victorioși, dar cu gândul la următorul concurs. Cele două echipe ale Colegiului Național Decebal din Deva au participat la cea de-a șaptea ediție a competiției First Tech Challenge România. Zilele trecute, decebaliștii au concurat în prima regională alături de 88 de echipe la Universitatea Politehnică din București, gazda tradițională, calificându-se astfel la etapa națională. A fost foarte stresant și foarte bine. Ne-am pregătit din septembrie, din 7 septembrie s-a primit tema și copiii au început să facă lucruri foarte frumoase. Ce ați pregătit pentru această competiție? Ce am pregătit? Păi doi roboți care au fost total diferiți pentru că fiecare a avut personalitate. Cei mari au avut robot mai sofisticat și au avut pretenții mai mari. Cei mici au realizat un robot după concepția proprie, extraordinar de elegant și de eficient. Însă au fost echipe extrem de puternice și s-a dovedit că până la urmă vreo 7-8 echipe au avut victorii, câte 6 victorii din 6 meciuri. Decebaliștii ne-au avut 6 victorii din 6 meciuri, am intrat în grupul celor selecți, adică cei 4 care puteau să aleagă mai departe alianțele. Am fost inițial pe 5, mult timp asta pe 5, după aceea am avut un meci 6 foarte bun, puțin mai bun decât cei care au pe 4, am trecut pe 2, după aceea am coborât pe 3, dar am fost acolo la cei foarte buni. Și am făcut alianța noastră. Noi am ales pe cine am vrut și am ales două echipe foarte bune și am făcut față cu brio la semifinală. Semifinale foarte tari, la 3-4 puncte diferență, dar peste 200 de puncte, ceea ce în meciurile obișnuite nu s-a prea întâmplat. Și după aceea, în finală, cu mici greșeli de strategie, am pierdut al treilea meci, deci meciul de departajare, dar suntem foarte mulțumiți. Ne bucură mult acest rezultat. Echipele de robotică s-au prezentat foarte bine la această etapă regională și avem speranțe că la etapa națională se vor întoarce la fel victorioși și munca lor va fi răsplătită. Locul 2 la Think Award merge exact la Deva, la Decebal Tech. Alianța finalistă Decebal Tech, T-Borgs, prima aleasă, și CSH Timișoara, a doua echipă aleasă. Finalist, da? Decebal, T-Borgs și CSH Timișoara. Câștigătorii celor două regionale vor participa la faza națională din perioada 10-12 martie la București.